Numele meu este Alex Andrei și ăsta e primul și ultimul vlog de pe anul 2016, având în vedere că azi este 29 decembrie. Avem o zi frumoasă la Reșița, sunt undeva la 5-6 grade cu soare, bate puțin tel vântul, dar per total e ok. Având în vedere că una dintre pasiunile mele sunt și motocicletele, dar și mașinile, aș vrea să vorbesc despre ce motocicletă trebuie un începător să urmărească. În ziua de azi, din câte am văzut după reglementările de legislație și cod rutier și bla bla bla, așa mai departe, există trei categorii, dacă stau bine și mă gândesc, avem AM-ul, care sunt scuterele până în 49 de centimetri cubi, după aia A2-ul, care te lasă să mergi de la 49 până la 1,25, A1 de la 1,25 până la 500 și A-ul plin, care merge de la 500 până la cât îți permite buzunarul și cam tot ce există pe piață. Pe lângă aceste categorii de cilindre, mai trebuie să respect și niște praguri de vârstă. La 16 ani poți să dai pentru AM și A2, din câte știu. A1 este de la 18 ani până la 24, iar după 24 de ani ai dreptul să dai pentru categoria A plină. Totodată, dacă nu vrei să treci prin tot răboiul ăsta, poți să aștepți până când faci 24 de ani și să dai după aceea de categoria A și să te bucuri de orice variante de motocicletă îți dorești. Acum, pentru începători, desigur, trebuie să ai în vedere și tipul motocicletei, adică cum arată, că e chopper, că e naked, că e sportivă. Aș putea să vă dau câte un exemplu pentru fiecare dintre ele. Hai să zicem chopperele de 1.25, ai Kawasaki Eliminator. La naked de 1.25 ar fi câteva modele de la Yamaha. Nu vin acum exact în minte. Tot la Yamaha ar fi pe varianta sport la 1.25 R125-ul sau de la Honda CBR-ul de 1.25. Perfecte, foarte bune pentru început toate aceste motoare enumerate. Totodată, dacă ești începător pe categoria A1, recomand să începi pe un Kawasaki de 300 dacă vrei ceva mai nou și vrei să fie cu aspect sportiv. Poți să mergi pe A1 și cu Suzuki GS500 sau Kawasaki GPZ500 sau Ninja 500, cum se mai spunea. Sau mai ai varianta Honda CB500. Astea sunt toate motociclete ușor mai vechi, dar foarte bune pentru început. Au, să zic așa, un sistem, îs asamblate, îs făcute să fie cât mai simple, să nu ai ce distruge la ele în caz că trage o trântă sau, eu știu, face un accident, Doamne ferește. Nu au o mecanică foarte complicată și electronica este foarte, foarte simplă. Câteva cabluri, un CDI, un regulator de încărcare, bobina de inducție sau bobinele de inducție, depinde de la caz la caz. Unele sunt pe carburație, altele pe injecție. Când vorbim de injecție, avem în loc de CDI, avem un ECU. Și cam asta este capitolul pentru început. Nu vreau să vă țin prea mult, să vă plictisesc cu foarte multe detalii. Voi știți la câți bani trebuie să vă orientați. Evitați motocicletele care nu vin cu fiscal sau care au o proveniență îndoielnică, la care nu se poate dovedi de unde sunt achiziționate sau aduse din afara țării sau, eu știu, cazuri și cazuri. Căutați cât mai mult să vă faceți prieteni mecanici, o să aveți nevoie. Și asta din cauza faptului că trebuie să aveți o atitudine față de mecanica de mentenanță și
și orice alte intervenții de mentenanță preventivă, că vorbim de schimbatul becurilor care sunt foarte importante, semnalizările să funcționeze toate, deci avem așa semnalizări, fază scurtă, fază lungă, avarii, unde este cazul, la unele motociclete există, la unele nu există, trebuie să vă intereseze și schimburile de ulei, schimburile de filtru de aer, toate astea trebuie să le acoperiți și să aveți mare grijă când le faceți, să nu cumpărați lucruri de calitate îndoielnică. Vă doresc numai bine, vă transmit un an nou fericit și să ne auzim cu bine la anul. V-am salutat, salut!